scurt și la obiect, uh, pârgjorii de șobolani a fost eliberat. Aveți aici pe ecran uh, poze de, la, de pe portalul justiției, unde sunt publice, nu știu dacă toate, dar o mare parte din actualizările actualului său dosar penal cu ce a făcut. Pentru cei nu știe, a fost arestat pentru pornografie infantilă în formă continuată și a fost momentan eliberat, de fapt nu e eliberat, e în mandat de arestare la domiciliu pentru 30 de zile, în condițiile în care nu face vreo prostie să-l salte din nou mai repede. Probabil că a fost eliberat, pardon, mutat din arest preventiv în arest la domiciliu pentru că au trecut vreo 6 luni de când a fost arestat preventiv și cine se pricepe mai bine la drept poate să ne explice în comentarii cum funcționează procedura. Problema este alta. I s-a pus sequestru pe casă, pe teren, pe tot ce are el. Deci i s-a pus echestru, el n-are bani pentru plata cheltuielor de judecată a avocatului și ce cheltuieli de judecată mai sunt. Pe portal.ro sunt acolo trecute toate cheltuielile pe care le are el de plătit. Astfel încât i s-a pus echestru pe ce are el pe numele său, calculator, telefon, oricum îi știu că i s-au confiscat de atunci. Eu fi dat altcineva un telefon între timp sau a intrat pe Discord, pe TikTok de pe telefonul al cuiva dar treaba asta în felul următor. I s-a pus sechestru pe bunuri, astfel încât neavând bani să plătească toate cheltuielile. La finala, finalul, la încheierea acestui dosar, îi se vor pune la licitație, astfel încât se va face licitație cu casa și curtea lui și câți bani se vor strânge, o parte se vor duce pentru cheltuielile de judecată și restul i va primi el. El are ceva teren din ce am văzut, vreo 600 de metri pătrați. Deci niște bani și-ar lua. Dar în cazul acesta, cam greu să iasă la licitație fix valoarea pe care ar avea o să o cumpere la liber careva. Deci, da. E cam nasoală treaba. Voi ce părere aveți? Lăsați-vă opinia în comentarii și vă rog, fără hate aiurea, asupra nimănui. Nici asupra mea, nici asupra justiției.